Apropo de Mutu, era ceva adevărat cu Moruțan, că-l vroia Mutu sau povești? Păi, tu crezi că echipa lui Mutu, dacă i-a plătit antrenorului la 700 de mii, putea să-i plătească 800 de mii lui Moruțan? Nu știu. Neto? Habar n-am, nu știu ce bani au. Păi, eu îți vorbesc că cam știu situația asta banilor în toate părțile lumii. Păi de-aia vă și întreb. Păi da, nu, nici măcar. Poate ar fi zis cineva din stafful lui ceva, dar la urechile mele n-au zis, n-au venit. Am înțeles. Deci Moruțan e undeva spre 1 milion de euro salariu, domn Becali. Da, Moruțan e undeva la 800, la prime, la eventual dacă se face la echipă care trage la promovare din Italia, va avea prime și poate ajungă la 1 milion. Va continua dacă îi se va face opțiunea cu peste 1 milion. Dar asta depinde de Galatasaray, care încă nu se decide să ia o... Să iau o direcție. Rămâne pista Italia la Moruțan puternică? Rămâne pista Moruțan, e pista turcă. Mai sunt și piste surprize, gen Belgia. Aha, gen Franța. Aha. De zilele următoare vă lămuriți, mă gândesc, nu? Dar cred că 2-3 zile se va rezolva situația. Bine, ar fi super să rămână în Italia. Mi se pare totuși un campionat la alt nivel, Italia. Adică el a arătat că are valoare. Când joci în Italia, domnul Becali, ai valoare, după părerea mea. Și mai ales la primele 4-5 care se vor lupta pentru promovare, e ceva. Da, da. E vreo echipă care e în pole position sau încă nu știți? Coria, nu vreau să mă pronunț în sensul ăsta, pentru că sunt echipe cu importante din seria B, care au și situația financiară bună și vor să intre. Sunt orașe destul de mari, destul de iubitoare de fotbal și vom vedea.